Bună ziua de aici din București. Astăzi vreau să vă iau cu mine să vă arăt o bicicletă pe care am pus eu ochii. De ceva timp mă gândesc să-mi schimb gazela sau să mai iau încă una pe lângă ea. Și am pus ochii pe o bicicletă pliabilă. Dar haideți cu mine să vedeți mai multe despre ce este vorba și să vedem, poate o iau. Bicicleta am să o iau de aici, de undeva, de la universitate. Și am să vă arăt ce chic e locul de unde o cumpăr. Și am ajuns. Este chiar aici. O să vă arăt exact cum am intrat. Despre asta e vorba. Pronto. Ce spuneți? Cum spuneam, o să trec la pliabilă. Hei, și m-am hotărât. O să-mi iau bicicleta. Ăsta e ambalajul, o să-i facem un unboxing așa ușor aici. Haideți să vă arăt și să... Ce credeți, ce culoare mi-am ales? Made in London. Deci cu ce vine. Da, și m-am decis la culoarea bleu. De asta am văzut și eu cum se asamblează și se dezasamblează. Nu dura mult. Aia e șaua. Și celălalt model care eram eu, dar parcă albastru se mai băiețesc așa. Și asta e. O să scoatem și la lumină. Asta a fost unboxing, foarte ușor, așa se parchează. Ok, și acum încă o dată testul suprem, culoare. Am dat câteva mesaje și prietenilor mei și mi-a spune de albastru. Poate că mie mi-a plăcut și verdele. Este exact culoarea de la brățara mea. Așa sunt ele semi-pliate. Până la urmă rămâne albastru. Oh. Așa că îmi fac și un cadou. Nu o să discut foarte mult de preț, de... În fine, dar o să spun că mie îmi place mult și eu am mai văzut și alte biciclete și chiar dacă sunt un pic mai ieftine, nu știu, asta m-a atras. Sunt, în mare parte am înțeles, handmade, sunt făcute în Londra, așa cum scrie pe cutie. Haideți să vă pun aici, să vedem încoată. Brompton încoată, Metro Cities.
spune cum poți să o folosești, cum se poate pune în portbagaj, mașină, în casă. Made in London. Iar aici sunt dimensiunile și cum se prinde șaua. Cam asta este. Apropo, ea vine cu 2 ani garanție. 2 ani plus 5 extra cu, da, codul QR de pe cadru. E un cod aici, nu o să vi-l arăt aproape, să nu scanați. Și mai ai 5 ani garanție. Ce înseamnă garanție? Garanție la ce? Garanție ani? La frame set, nu la piesele consumabile. Ok, ca la mașină în general. La bicicleta de bază. Dacă se duce o sutură sau dacă apare o fisură, dar nu din vina proprietarului. Corect, pur și simplu, da. Am înțeles că astea în mare parte sunt handmade. Da, chiar da, sunt făcute aproape 100% la mână. Sunt făcute în Marea Britanie și acolo e fabrica dintotdeauna, de fapt. Nu sunt biciclete făcute în Taiwan, de exemplu. Da, corect. Ca istorie, de când? Care a fost data primei ca biciclete? Ca istorie, în jurul anilor 1980, firma Brompton se cheamă Brompton pentru că firma, prima filială a fost pe strada Brompton din Marea Britanie și a avut diferite forme. Inițial, forma de bază de fapt e aceeași, doar că inițial partea din spate nu rămânea clipsată. Dacă ridicai bicicleta, ți-a târna roata de spate. Ulterior au făcut diferite modificări și a ajuns la forma actuală. Și astăzi vorbim de 3 modele. Dar asta e modelul C-Line, ce? E cel mai uzual. Da. Mai apoi mai există gama A, care e cea mai ieftină și cea mai slab echipată. Gama C, după care vine gama B, asta, care e cea cu bascula și furca de titan. Și mai apoi e o gamă un pic mai specială, gama T, care e full titan și care nu se poate cumpăra, doar dacă vrei tu în mod special te poți înscrie pe site-ul lor și te aleg din o mulțime de alți oameni care înțeles vor să-și ia T-ul. Eu știam că e o chestie și cu culoarea negru. Că sunt ediție limitată sau ceva de genul. Da, Black Edition se cheamă la Brompton. Mai nou toate sunt Black Edition. Nu mai sunt, de exemplu, asta este un model mai vechi și înainte venea cu piesele cromate. Acum au înlocuit toate piesele cu negru, pipă, furcă, apărători și automat toate sunt Black Edition. Încă o întrebare. Asta mea cântărește... Asta cântărește 11 kg 600. Și este cea cu două pinioane la exterior. Da. Mai e varianta cu 3? Mai e varianta cu 3 sau la cu 6. La interior sau cu 6, două la exterior, restul la interior. 3 în butuc și două la exterior. Da, eu am ales varianta asta, eu am făcut drive test-ul ea și pe mine m-a convins. Am venit atunci, era cu gazela pe care o știți. Și nu mi s-a părut mare diferență pentru ceea ce vreau să fac eu. Și a considerat că n-am nevoie de 6 viteze, fiindcă eu n-am să folosesc la drumul lung, fiindcă încă o să țin gazela. Aici aveți o grămadă de accesorii. Da. Și am zis că gama aceste pretinde cel mai bine la accesorii. Se poate accesoriza cu diferite gentuțe, șiei, manșoane. Cele de aici sunt chestiile de la Brompton, manșoanele și șeile sunt de la Brooks, care sunt din piele și oferă un confort un pic mai sporit, având ceva de piele sub pune sau unde. Corect. În principiu, piesele cu care ai contact se personalizează, că alea vrei să fie ale tale. Așa e. Încă o întrebare, am zis că astea se pot transporta legal. Că am văzut că undeva pe cutie, undeva scrie că poate fi transportată legal în tren, pe barcă, adică dacă mergi cu feribotul, în metrou, mașină și chiar în avion, în bagajul de cală. În avion nu ai voie să iei în avion, dar la cală da, se poate și băga. Voi aveți genți speciale pentru asta? Aveți și genți dure? Una de acolo este hard case-ul, cea de colț, și mai avem una care e din material textil și se pliază când scoți bicicleta din ea, este cea de sus de acolo. Asta, deci dacă vreți să călătoriți cu ea pe avion, se poate. Eu m-am uitat pe YouTube sincer înainte și am văzut foarte mulți, mai ales în state, care călătoresc cu ele și pe avion. Și mi se pare ok, dar timp cât ea cântărește undeva la 11 kg, e foarte ușor de luat cu tine. Și mai ales dacă ești genul de om care mergi doar cu rucsacul în spate, backpacker, eu zic că e o variantă foarte, foarte bună și ieftină ca să locuiești transportul în comun sau taxi. Încă o dată, varianta asta de lux. O să o scot afară, o să vă arăt și afară, cam asta a fost unboxing-ul, m-am hotărât, mi-am luat-o, o să o vedem la treabă. Manualul proprietarului Marius. Ei, și acum o să vă dau câteva ponturi de pliere, corectă.
principala etija de șa care trebuie să vină până jos, ca atunci când e închisă, să blocheze bicicleta complet. Un alt trick e pedala nepliabilă să fie în spatele roții, ca să ai acces la asta pliabilă foarte ușor de aici. Și eventual când o transportați pliată și o lăsați un pic înclinată și o luați așa, e mai să fie paralel cu tine. Iar la pliere, roata din față mereu să fie puțin... Mereu să fie în poziția asta, pentru că atinge în apărătoare. Altfel ar sparge apărătoarea aici. Welcome, Brompton. Asta e noua mea jucărie de la Brompton. S-o stăpânesc sănătos și fără evenimente. Haide sus, poate, la plimbare să vedem ce se vede. Și ca accesorii, cred că asta o să fie următoarea pe lista mea. Hai să văd ce mi-am mai luat. Mi-am luat aici un stop. Cum funcționează? E? Și o să iau și pe față o lumină, dar deocamdată asta să fi văzut din spate, care se încarcă USB. Și facem și presiunea la roți. Cât e să fie presiunea la roți? 7 bar sau 110 PSI. Pe ambele? Da. Fiind roata mică, da, are nevoie mai mare de volum mic, presiune mare. E da, invers ca la mașină. Oricum scrie pe cauciuc mereu presiunea okay, care trebuie. Și avem și variante de căști aici, la aceeași culoare. Și pentru fete și pentru băieți. Iar eu o să mă decid între timp și la o geantă pe asta. Vedem la care dintre ele. Ok, și m-am hotărât să iau și geanta asta, e tot de la ei. E un fel de coșuleț, o să-l vedeți pe bicicletă. Ei, și așa cum ați văzut, mi-am luat bicicleta, mi-am luat jucăria, noua mea jucărie. Arată într-un fel altceva. Nu zic că cealaltă gazela nu arată bine, dar asta e o jucărie, e ceva deosebit. Așa arată, asta e culoarea. Frumos să fac. Și pe mine îmi place culoarea asta, e mai deosebită decât aia verde. Aia era mai girly un pic. My new toy. Și care e pe noua mea jucărie? Altceva. Ei, și am ajuns acasă. Cam așa arată modelul parking, modelul de cric la Brompton. Are niște roți aici pe care se sprijină și se poate roti și mai are o roată exact sub aripa spate, e micuță. Și cam așa se parchează, cu ghidonul puțin curbat ca să nu lovească în apărătoarea din față. Am făcut cu ea undeva din centru până aici vreo 6 km. Mie nu mi s-a părut greu de făcut. Ok, nu e cum e gazela, dar nu e nici dificil. Cred că am să o folosesc pe asta pentru ieșire aici în apropiere, maxim 10 km, la o cafea de vapă aici pe zonă, chiar la cumpărături mici, iar pe cealaltă pe distanțe mai lungi. Asta a fost Brompton, sper că v-a plăcut. Mie îmi place mult, mi se pare fancy. Stați aproape că o să urmeze noi vloguri din călătorii, unde pe semne că cândva o să o includ și pe asta.